Și urmăriți, doamnelor și domnilor, un interviu eveniment cu Gigi Becali despre războiul din Ucraina. Iată ce spune latifundiarul din Pipera despre distrugerea lumii și nenorocirile care vor urma. Boli fără leac, foamete cu tremure care vor zgudui pământul. Ce spune despre Putin și despre eroul de război care va învinge marile puteri și își va da peste cap ordinea mondială. Aflați în momentele următoare. Eu o spun în Sfânta Scriptură. Și eu spun ce a spus Hristos. Că ei spun că război, că... Și eu spun ce a zis El. Deci mie nu e frică de război. De ce? Pentru că ce a zis Hristos. Și a spus. Când veți auzi de războaie, să nu vă temeți, căci vor fi. Dar nu va veni sfârșitul. A, vor fi ce? Pe rușii și în Ucraina. Și așa era lor. Unul Crimea. 90% ruși. Păi, dacă sunt 90% ruși și vorbesc rusesc, ce vrei tu să fii tu ucrainean, tu? Pe al lor, ce zic? Eu ce știu ce a zis Hristos? Nu știu politică, nu mă pricep și la politică eu. Nu mă mai interesează pe mine asta. Pe mine ce a zis Hristos să spun ție. Nu vor fi războaie. Vor fi războaie mici, dar să nu ne temem. O să stăm liniștiți. Deci nu mă tem de război, că-s războaie mici. Că nu e sfârșitul. Nu mă interesează pe mine politica lor. Și nu mă interesează războaiele lor. Ți-am zis, oamenii bogați, nu Putin, că ce Putin e, ce să facă Putin? Eu comandă aia care au miliardele miliardelor, care au miliarde bani cât toată Rusia. Apoi da, ce? Eu ce zice? Ce să crezi? Ce crezi că nu zice? Uite, vrei să citesc de aici? Da. Bă, citesc-o de aici, să vezi ce poate zice. Poate așa mai înțelegem, poate mai înțelegem. Eu ce zice? Uite, adică că va veni o persoană. Când însă multe popoare și neamuri vor vedea asemenea virtuți, adică acela, toți vor spune, vor fi de acord, vor proclama împărat, cu mare bucurie, spunând un neam către altul. Există oare altcineva atât de bun și un alt om atât de drept? Adică acest împărat care va fi proclamat împărat. Acum nu se vede, nu știu care împărat să fie peste toate neamurile, adică pe tot globul cu un mare. Își va ridica desigur imediat împărăția sa, va dobândi o cu mânie, va dobărâ cu mânie trei mari împărați. Trei mari împărați, nu știu, al Americii, al Angliei, nu știu, că îi va dobărâ, nu știu, aici nu exact așa. Conducător de state, care el va comanda lumea toată. În continuare, inima lui se va mândri și fiara se va usca din pricina amărăciunii sale. El va tulbura lumea, va stârni sfârșitul lumii, va pricini dureri în întreaga lume și va strica sufletele. Nu va mai fi ca un cucernic, așa a venit la început, cu milă, cu cer, cu tare, cu minun, de lumea l-a iubit. Ci în toate, aspru față de toți, brutal, furios, supărat, înspăimântător, groaznic, urât, detestabil, scârbos, feroce, sinistru, nerușinat și dorind să arunce în groapă necuvințe întreg neamul omenesc. Va mulți minunile sale între oameni, dar prin minciuni, nu prin adevăr. Că va face minuni, dar el nu face minuni adevărate, el face înșelate, te face să crezi că e așa, dar e înșelare, nu e așa. Mută munți, dar ți pare ție că e mută, dar nu, muntele tot acolo rămâne, prin înșelăciune. În timp ce se vor arăta și alte multe mulțimi care îl vor aclama pentru închipurile lui monstruoase, el va striga cu așa o putere încât pământul cel de sub picioarele mulțimilor care stau în fața lui se va clătina. Cunoașteți toate popoarele puterea și autoritatea mea, zice el. Munții se vor muta în fața lor, celor care îi vor privi și va ridica insulele de pe mare. Vor privi, dar ei va crea iluzionism. Înțelegi? Dar el nu va muta. Uite așa bun. Atunci va plânge, eu zic că crește slavă, atunci va plânge cu durere, va suspina orice suflet. Atunci toți vor simți o durere lipsită de mângâie, care își vor ține noaptea și vor găsi nicăieri vreun leac de vindecare. Stai să vedem. Mirosul cel greu va exista pe mare, pe pământ, vor fi foamete și cutremure. Tulburarea va fi pe mare și pe pământ, încălțămintele cele de aur și de argint și mătase nu vor mai folosi
folosi nimănui în acea durere, ci dimpotrivă, toți oamenii vor ferici pe cei morți care au fost îngropați înainte de a veni această mare durere, că se va arunca în piețe și aurul și argintul și nu va mai fi cel care să le atingă, fiindcă toate vor fi de nedorit, ci dimpotrivă toți se vor grăbi să fugă, să se ascundă și nu va exista pentru ei niciun loc unde să ascunde aceste durere. Alături de foame, de durere și de teamă, vor exista fiarele sălbatici și reptile mâncătoare de trupuri care vor mușca pe oameni. Asta ce zice aici? După aia zice aia, cum zice? Se duce la el, adică la care le-a pus să pună semn. Dă-ne să mâncăm și să bem, fiindcă murim cu toții. Apăsați de foamete. Îndepărtează de la noi fiarele cele otrăvitoare. Iar cel nenorocit, nefăcând față la cele, va răspunde cu multă asprime spunând: de unde să vă dau eu să mâncați și să beți, oamenilor? Cerul nu vrea să mai dea ploaie pe pământ, iar pământul de asemenea nu mai dă săceriș și alte roade. Și au zis acestea popoarele care au pus, vor plânge, se vor tângui, fiindcă nu au avut decât mângâiere față, durerea lor. Și dimpotrivă, în urma durerilor lor, durere de nedeschis. Astea, vezi că am pus semn. De ce? Din când în când, la o săptămână, mai citesc. Ca să mă gândesc să-mi fie frică. Gigi Becali e frică? Păi da, asta e așa ceva. De Dumnezeu. Păi da, păi mi-e frică de Dumnezeu. Și atunci mi-aduc aminte de moarte și mi-aduc aminte de astea. Și atunci zic, bă, hai la rugăciune. Bă, hai la biserică. Bă, hai la post. Bă, hai la împărtășanie.